Băieți, treziți-vă din somn! Max a ajuns! Abia v-am găsit! Max! Brovatski, ia mâinile de pe mine! Nu mai țipa, vreau să dorm! Ai ocupat-o patul? Da, Max, hai sus, călătorilor! S-au trezit majoretele? S-au trezit? Vreau să mănânc, au gătit ceva? Băieți, nu s-a trezit nimeni încă, toți dormi. Bine că n-ați închis rulota, altfel v-aș fi așteptat afară. Deci, Smiley, să ne trezim, chiar mi-e foame. Bine, și mie mi-e foame. Ascultați, băieți, cum v-au găsit tratații? E o poveste lungă. Dar azi o să-i facem să se întoarcă acasă. Și apropo, băieți, unde-s majoretele? Acolo! Acolo! Dar naiba cât o urăsc pe Nastea. Uite, a luat toată pătura pentru ea. Smiley, să ne acoperim prințesele. Aoleo, prințese, sfure de parcă n-ar fi. Nu, mama. Auzi, să le facem o surpriză, fetelor. Cum? Cum? Să le facem mic dejunul. O, băieți, ce idee cu mic dejunul? Mi-e foame. Hei, treziți-vă, nu mai dormiți. Deja m-am săturat să stau aici. Alo, să mergem să luăm mâncare. Alo, hei, treziți-vă. Apa, de ce sip? Suntem în vacanță. Am venit ca să putem dormi. Nu o să stau cu foamea asta. Bine, să mergem în rulot, este multă mâncare acolo. În sfârșit, măcar o persoană înfometată. Ce bine că mi-am pus repede ceva în geantă și am avut o gustare pentru noapte. Avem un șoarece, băieți, am mâncat gustarea și nu am împărțit-o cu noi deloc. Mereu am știut că Costea e un șoarece. Lăsați-mă, Gigi, taci. Lasă-mă să merg, vreau să fac duș. Ascultați, lăsați-mă la baie. Lăsați-ne, mi-e foame. Ce frig, ce frig e aici. Oh my god, ce-i cu vremea? No, nu ne pasă, o să notăm în lac. Și le aruncă și pe fete. Nimeni nu o să ne arunce în lac. Deci o să distrugem casa mobilă? Haideți! Da, este multă mâncare acolo. Și acum voi face omleta după rețeta făcută de mine. Lasă-mă să gătesc scrambled eggs după rețeta mea. Băieți, gătiți ceva odată, vreau să mănânc. Voi face omletă și gata. Bine, atunci eu o să desfac cârnații. Smiley și cârnați. O, ce tare vreau să mănânc. Deschideți ușa. Ce? Nu deschid? Mirosul. Ce gătiți acolo? Vreau să mâncăm. Ai cum miroase? Vreau mic dejun. Smiley, ce vor ăștia? Nu gătim pentru voi, măi. Face mic dejunul pentru majorete. Și pentru mine. Și ce miroase așa bine? Fetelor, mic dejunul e gata. Diana, omletă? Cu cârnați? Oh, ce drăguț! Dar mai întâi să facem un duș. Eu prima. Eu mi-am ținut rândul ieri. Astea ce? Nu, haide, lasă-mă, serios. Fetelor, liniște sau veți dărâma rulota. Apropo, Lealea, iubitul tău a ajuns. Lealea, bună. Era mai bine să nu vii, nu este destul spațiu aici. Nastia, grăbește-te bine. Nastia, hai, vreau să mănânc. Vreau să fac duș. Nu o să primim nimic, sunt supărați. Deci trebuie să furăm mâncarea. Oameni buni, furatul nu e bun. Cnopa, dacă nu furăm mâncare, vom slăbi de foame. Gigi, ar fi bine să slăbiți. Artyom, Gigi e deja slabă. Băi, chiar trebuie să facem ceva, mi-e foarte foame, măi. Iar gustarea mea deja s-a digerat. Trebuie să ne gândim la ceva, trebuie să punem mâna pe cârnați. Iana, cât mai stăm după tine, grăbește-te. Ce duș bun am făcut. Haide, e rândul meu. Ce frumos miroase, avem iubiți așa de buni. Și apa pentru ceai fierbinte. Fetelor, niștiți-vă, stați jos. Vom pune masa pentru voi. Mic dejun! Fetelor, unde e apa? M-am săpunit și nu mă pot spăla pentru că nu este apă. Ați folosit toată apa și nu mi-ați lăsat și mie. Aici sunt farfurile voastre, v-ați spălat pe mâini? Da, Diana, mai repede. Băieții ne vor hrăni acum. Diana, boilerul a rămas fără apă, trebuie să-l umplem iar. Fetelor, ați folosit toată apa, deci mergeți să umpleți boilerul, iar noi vom pune masa pentru voi. Cât trebuie să mai aștept? Este frig, să știți! Bine, Diana, acum îți vom schimba apa. Da, să nu te îngrijorezi. Rataților, păziți ceva pe aici? De ce sunteți lângă rulota noastră?
Serios, plecați, n-aveți ce să faceți aici. Ce ziceți, majoretelor, vă place să trăiți în rulota asta? Pe când noi am petrecut noaptea în cort. E foame, chiar vrem să mâncăm. Nu trebuia să veniți după noi. Băieți, nu știu de voi, dar eu sunt gata să fur mâncarea. Dar cât timp vă ia, e frig, aduceți apa mai repede. Ok, Diana, acum, băieți, să mergem să punem apă, pentru că majoretele nu se descurcă singure. Da, să mergem. Uau, wow, ce frig e și plouă. Hai, du-te și taci. Băieți, basketbaliștii au ieșit. Mâncare. Să atacăm rulota. Fetelor, grăbiți-vă până nu se întorc basketbaliștii și majoretele. Haideți. Hai, fetelor. Da, uite, ia și asta, da. Uite și aici. Ce e acolo? Uite aici, ai aici. Uite, ia asta, uite, aici. Haideți, repede. Ia și eu, ia și acolo. Hei, ce se întâmplă acolo? Cât să mai stau după voi? Alo? Hei, deschideți ușa, ce faceți acolo? La naiba, Diana e aici. Marușca, repede, închide ușa. Hei! O să iau omleta și cârnații, le iubesc. Nu ești singurul care iubește ouăle. Hai, grăbiți-vă, grăbiți-vă. M-ați închis aici? Unde sunteți? Hai să plecăm, să plecăm, gata, hai. În sfârșit, o să mâncăm. La naiba, suntem hoți. Păi, nu Knopa. Suntem hot, suntem adolescenți înfometați. Ascultă, Knopa, dacă ești așa bună, de ce mănânci asta? Păi dacă mi-e foame. Păi și ce? Mestecă încet, Knopa, să nu ne audă. Beselele clar nu sunt așa bune. Taci mai bine decât nimic. Deci am făcut-o, v-am zis că va fi ușor. Să mergem, mi-e foame. Diana, ai făcut duș sau ce? Fetelor, în sfârșit, ce-a durat atât? De ce s-a scuturat rulota așa tare? Stați jos, acum vă dăm mic dejunul. Da, fetelor, nu e ușor într-o vacanță de asta. Simt că ies din zona mea de confort. Unde souăle? Și cârnații au dispărut. Băieți, unde-s bezelele? Unde-i pâinea? Unde-i toată mâncarea? Băieți, ce s-a întâmplat? Nu avem mic dejun? Băieți, ați mâncat voi tot? De asta ne-am spus să schimbăm apa. Fetelor, de fapt și noi am venit să schimbăm apa. Nu, ne-a zis nouă să mergem mai întâi. Fetelor, cineva m-a închis în duș și n-am putut ieși, iar rulota s-a scuturat așa de tare. E clar, rulota s-a scuturat în timp ce ei mâncau ouăle și cârnații. E clar, au gătit micul dejun ca să-l mănânce ei. Fetelor, sunteți nebune! Lealea, n-am nicio firmitură în gură. Pe scurt, fetelor, știți ce am înțeles? Că trebuie să ne întoarcem acasă din vacanță. Asta nu-i vacanță, e un fel de tortură. Da, mi-a ajuns. Max, tu ai venit aici, n-ai dus și tu de mâncare? Nu, era nevoie. Băieți, calmați-vă, ele chiar vor să plece acasă și noi vom rămâne singuri aici. Nu, ne întoarcem toți acasă cu rulota. În sfârșit, un duș normal acasă, mor de nerăbdare. Dar naiba, băiețile, cred că noi am mâncat totul, dar noi n-am mâncat nimic. Poate a fost vreo vrabie care a zburat și a mâncat tot? Da, vrabia a zburat și a mâncat ouăle, cârnații și pâinea. Probați că era o tigaie plină de ouă, dacă vrabia ar fi mâncat toate astea, n-ar fi putut zbura nicăieri. Împachetați-vă că plecăm! Diana și ratații? La naiba, fetelor, nu putem rămâne, chiar n-am mâncat nimic. Fetelor, spuneți-le rataților să vină după noi. Rataților, plecăm! Vacanța e gata, veniți după noi. Cum adică? Se pare că majorete și basketbaliștii s-au certat. Mă întreb de ce? Probabil pentru că mâncarea a fost furată. Nu știu, dar faptul că pleacă e rău. Nu, Knopa, nu de asta pleacă! Băieți! Păi nu plecați, băieți, nu ne pasă că ne-ați mâncat mic dejun. Serios! Hai că vă iertăm! Te rog! La revedere! Ați fost rele cu noi fără niciun motiv. Da, noi nu ne-am atins de cârna sau de ouă. Am încercat să fim buni, dar voi ați fost rele cu noi. Smiley, tu vorbești serios? Te-am iertat deja! Nu se poate rezolva! Vați, chite, cred că ai prăjit ouăle pentru mine, iartă-mă, te rog! Vai, fetelor, ei nu o să se întoarcă. Fetelor, asta e, ei vor sta în tabără, iar noi vom trăi în rulotă. Nastia, nu pricep rulota, nu te mai mulțumește? Ascultă, Nastia, în ultima vreme te gândești prea mult la tine. Deci, fetelor, vom sta noaptea asta în rulotă, vom face focul și vom coace bezele. Și vom cânta despre iubire nefericită. Foarte amuzant, era mai mișto să facem o petrecere. O, Nastia, chiar nu înțelegi nimic. La naiba ai rămas în urmă. Fetelor, unde sunt lemnele și bezelele?
Ne-am întors! Deci toată lumea, plecați repede de aici, azi vom avea noaptea fetelor. N-avem nevoie de băieți aici. Dar cine v-a spus că o să ne lăsăm băieții să vină la petrecerea voastră? Nu o să-i lăsăm! Vreau să eu la noaptea fetelor, nici eu nu sunt fericită în dragoste. Suntem părăsite. Fetelor, să nu ne mai pese de basketbaliști, să găsim niște handbaliști. Școala începe curând. Suntem părăsite. Ei, majoretelor, eu nu sunt părăsită, dar eu sunt singuratică, pot veni cu voi? Knopa, o să vă cânt un cântec trist. Bine, Knopa, hai și tu. Suntem părăsite. Da, fetelor, eu nu mă încadrez aici. Nu mai suport să aud cum zice suntem părăsite. Mi-au obosit urechile. Nastia, n-ai cum să înțelegi. Și dă-mi și mie bezele, ador să le coc. Knopa, nu înțeleg, ai venit să mănânci bezelele sau să cânți? Cântă-ne! Bine, sunt singură prin viață, sunt un șoricel gri. Knopa, ne pare rău pentru tine. Ați auzit ce cântă, ce cântă fetele? Să știți că merită. Bine, băieți, lăsați-le să stea în rulotă, iar noi vom locui în casă. Da, să mergem, pentru că aceste cântece îmi rănesc urechile. Suntem lupi singuratici, suntem părăsite. Fedelor, e îngrozitor să aud gemetele majoretelor, părăsite. M-au plictisit tare. Nu doar că s-au întors din excursie, dar mai sunt și melancolice. Fetelor, putem merge la magazin? Pentru ce? Vrem să cumpărăm dulciuri. Bezele, ciocolată. Cumpărați-le și nouă. Da, măcar să mâncăm ceva dulce dacă n-a fost nimic bine în călătoria asta. Bine, băieți, ce mai așteptați? Vă da voie, fetele, să mergeți. Haideți. Știți, fetelor, asta merită majoretele. Ele n-au iubiți, dar noi avem. Știți, fetelor, eram atât de fericită cu Smiley. Da, Max mereu a fost răutăcios, nu mai place de el. Nu-mi place. Fetelor, Brăvațchi mereu avea zâmbetul ăla idiot. Când îi spun că mi-e rău, râde. Când îi spun că mă simt bine, râde din nou. Da, ce aiurea, vai. Eu aș vrea să am pe cineva, chiar și un tocilar. Deci, fetelor, acum vom mânca multe bezele, apoi vom țipa toată noaptea. Cum adică vom țipa? Pe bune, vom cânta. Fetelor, de ce sunteți triste? Putem să vă ținem companie? Da, suntem plictisiți. Lealia, tu și Max v-ați despărțit? De ce? Artiom, ești liber? Fetelor, nu, fără ratați. Lealia, nu ne pasă de ratații ăștia, nu înțelegi, dar e important să ne asigurăm că basketbaliștii observă. Băieți, vreți să ne țineți companie? Și eu sunt aici cu majoretele. Oh my god, fetelor, sunteți serioase? Ce faceți? Fetelor, putem merge la magazin. Să luăm bezele. O să le coacem toată noaptea. Fetelor, nu o să ne băgăm cu ratații. De ce nu? Măcar să-i lăsăm să ne cumpere bezele. Și de ce să cântăm cântece triste toată noaptea să ne cânte ei? Băieți, dacă mergeți după bezele, cumpărați-mi și mie o ciocolată cu lapte și alune. Și mie, luați-mi și mie ceva. Haideți, băi, să trecem pe lângă ele să vadă ce cool suntem. Da, ca și cum nu ne-ar păsa deloc. Da, și vom cânta burlacul. Burlac! Sunt burlac! Vreau bezele cu zmeură. Eu în formă de inimă. Eu în formă de steluțe. Eu vreau ciocolată cu lapte și alune. Nu înțeleg, Artiom se dă la Diana. Costea se dă la Leala. Ratații se dau la majorete. Oh, uite cine e acolo. Burlacilor, sunteți liberi. Bine, fetelor, vă aducem bezele. Nu, băieți, nu veți aduce bezele. Veți lua bătaie. Costea, trece aici. Artiom, treci! Rataților, stop! Fetelor, băieții încă ne iubesc! Suntem cele mai tari! Mereu o să ne iubească! Fetelor, îmi place starea voastră și eu am acum o stare bună, gata cu suntem părăsite! La naiba era minunat ce atmosferă, iar voi ați stricat totul! Cum adică ce e iubirea? Echipa mare este iubirea! Dragilor, dați like și abonați-vă la canal. Noi ne vom aștepta basketbaliștii. Se vor întoarce la noi acum. Pa, pa! Fetelor, mă duc în pat. Bine, okay. Du-te! Bine, du-te! Basketbaliștii vin!
Cum adică ce e iubirea? Echipa Balma știe ce e iubirea. Da, știe.